Bine ați venit, băieților, la etalarea voastră săptămânală și haideți să vedem ce avem pentru voi. Mai întâi de toate, vă mulțumesc pentru mesajele frumoase, tot ce îmi lăsați pe YouTube, canalul YouTube. Vă mulțumesc din toată inima și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și mulțumesc multora din voi care rezonați. M-aș bucura să rezoneze toată lumea, dar asta e. Întotdeauna să încercați să găsiți o legătură între ascendent, lună sau soare. Deci în ce semne le aveți? Care este ascendentul vostru? În ce zodie aveți soarele? În ce zodie aveți luna? Și haideți să vedem. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua este a persoanei la care vă gândiți sau poate cineva nou care vine în viața voastră pentru berbeci. 10 de monede! Perfect! Cred că este o plată. 3 de bâte. E posibil să fie chiar o afacere pe care voi doriți să o faceți. 2 de spade și va trebui să vă hotărâți pentru că Aici să mi-arată că într-adevăr aveți o sumă de bani pe care ar trebui să o folosiți în folosul uh, unei planificări, ceva care ține de casă, să-i zicem. Împărăteasa întotdeauna ne arată ce ține de luxul casei, de schimbarea în casă sau pur și simplu de datoria pe care o aveți la casă la bază, iar dacă este acum într-o etalare de dragoste, este posibil într-adevăr să fie cineva, poate cineva în spatele cortinei, să zicem, care se gândește la voi, e posibil să fie uh, undeva la un drum și sunteți văzuți ca împărăteasă. Deci, în frumusețea și în uh, Grația pe care o aveți. Și asta este o energie extrem de bună. Iar aici aveți judecata. Deci cu siguranță, aș vedea ca o reconciliere sau poate vă gândiți la ceva să fiți față în față cu cineva. Noul acesta de spate v-a adus uh, mult stres. Poate chiar nu dormiți, ceva se întâmplă, dar cred că într-un fel sau altul aici este ceva care descoperiți sau poate realizați un adevăr. Și va trebui să luați o decizie. De ce o spun aveți magicianul? Magicianul este comunicare. Este o comunicare care nu duce nicăieri în momentul acesta chiar dacă voi vă doriți mai mult, dar nu duce nicăieri această comunicare și stresul acesta este un fel de mai bine am fi față în față să vorbim despre ce este vorba, dacă este vorba într-o relație, iar în momentul acesta voi sunteți pur și simplu prăbușiți de emoții și cred că vă apărați foarte mult și inima. Haideți să vedem ce avem pentru voi. 10 de monede, lumea. Deci, aveți din nou, aveți lumea. Asta înseamnă că veți încheia poate un ciclu, veți încheia o planificare, ceva care ați încercat să faceți ca o afacere. Sau, poate, la un loc de muncă, de unde veți extrage mai, mult, mai mulți bani. 3 de bute, Cavalerul de bute. Dacă vă gândiți la o persoană anume, să știți că energia acestui cavaler de bute este cineva care încă nu știe ce vrea. Ci pur și simplu este un călător. Doi de spade, ceea ce vă doriți voi este de fapt o relație la un nivel superior. Și patru acesta de bute asta îmi spune. O uniune perfectă este ceea ce ați căutat. Împărăteasa. Patru de monede. Încă o dată, patru de monede este stabilitate, iar aici cu împărăteasa, cu siguranță, aveți același mesaj cu patrul acesta de bâte. Deci e posibil cumpărarea unei case sau situația prin care va trebui să treceți mai departe în cumpărarea unei case pentru unii dintre voi. Deci nu neapărat pentru toată lumea, știți că nu rezonează toată lumea, dar asta este aici. Și ceva se întâmplă um, atunci când doriți într-adevăr să efectuați acea cumpărare. Va avea loc... Dar aici sunt niște lucruri ascunse sau poate ceva la care voi așteptați un răspuns. Ce aveți de la univers sau dacă intră cineva în viața voastră? Davolul! Wow! Poate pentru unii dintre voi aveți o adicție în a face mai mulți bani, mai mulți bani, mai mulți bani, poate chiar la nivel mondial, internațional, poate chiar online, orice, dar... Vedeți voi, deavolul acela îmi spune de fapt că muncesc foarte mult pentru acei bani și că de fapt nu sunt mulțumit, mulțumită de banii respectivi. Să vedem de ce. Saturn întotdeauna ne arată, este energia lui Saturn, Saturn întotdeauna ne arată niște responsabilități pe care trebuie să ne luăm la locul de muncă și pentru ceea ce oferim în societate. Și e posibil ca acești bani, din acești bani, să revină o sumă unor taxe, la care poate nu vă așteptați. Șapte de cupe. Cineva care apare în viața voastră ca o, poate, um, ca o fata morgana, ceva care nu este încă definit ca energie sau poate se schivează în apariția sau, mai bine zis, în felul de a vorbi sau pur și simplu de a fi față în față cu voi. Este un cavaler de monede. Este cineva care încă nu știe și nu realizează, poate, dar încet, încet vine spre voi. 9 de spade. Deci aveți exact aceeași energie. Ambele părți au 9 de spade. Mult stres. Pentru că încă nu, veți, nu, nu înțelegeți ce se va întâmpla mai departe. Vom avea aici judecata. 8 de spade. Vă este teamă în același moment să abordați tema respectivă. Ce vrea să-mi spună 9 de spade, patru de monede și împărăteasa? 9 de cupe. Că va trebui să vă schimbați într-un fel sau altul atitudinea emoțională. Aici nu este ceea ce vă doriți, nu numai ce vă doriți voi sau cealaltă parte, ci pur și simplu trebuie să realizați emoția pe care o aveți, dacă este pentru sau dacă este pro sau contra uh, unei anumite persoane. Și asta este numai decizia voastră. Posibil, da, posibil ca persoana respectivă să fie ieșit dintr-o relație și nu este pregătită să intre într-o altă relație cu voi. Genul acesta de energie îl aveți aici. Deci, indecizia vine nu numai din partea voastră, dar și din partea persoanei celelalte. Dar există o atracție nemaipomenită aici, pentru că aveți deavolul. Aveți și regina și aveți deavolul, deci există o atracție uh, foarte frumoasă. Haideți să vedem atunci cine este persoana respectivă și dacă într-adevăr aveți mesaje din partea acestei persoane, ce intenții are, dacă mai sunteți încă cu mine. Haideți să vedem ce vrea persoana respectivă. Cine este în primul rând? Pentru că nu vedem clar ce se întâmplă. șase de cupe este cineva dintr-o viață anterioară. Trei de spade care au fost la rândul lor dezamăgiți atunci sau poate este cineva care încearcă să se reîntoarcă în viața voastră, dar v-ați despărțit. Moartea ați încheiat atunci ceva, dar au fost multe secrete sau ați trecut prin foarte multe încercări. Și nu debute, sunt multe obstacole. 5 de monede. Și încă o dată magicianul. Nu există o comunicare bună între voi. Ce se întâmplă aici? Ce clarificare avem pentru persoana respectivă? Șapte de băte și șase de cupe. Persoana respectivă încearcă să se protejeze. Trei de spade. Posibil să fie mamă, posibil să aibă copii. Este o persoană dezamăgită de situația în care se află. Moartea și turnul. Cred că aveți de împărtășit ceva. Sau poate cândva a avut loc o despărțire bruscă sau pentru unii dintre voi acum turnul și moartea este o schimbare majoră, dar poate fi și moartea cuiva. Nu neapărat a persoanei respective de care vorbim, ci pur și simplu poate fi în urma. Plecării cineva a cuiva să îi se schimbe viața total. Iar tunul întotdeauna ne arată un accident. Șase de monede. Posibil ca după a, acel ceva să se fi schimbat total. Iar șase de monede ne arată de fapt că încearcă să dăruiască sau mai bine zis, își dă seama că trebuie să dăruiască în același moment în care îi se dăruiește în această viață. Sunt foarte multe piedici, chiar piedici în a veni către voi. Voi. Voi sunteți în echilibru și voi sunteți acolo să așteptați, nu să mai ridicați pe altcineva din uh, acel ceva pe care îl au. Voi. Voi oferiți iubire și un mesaj de iubire. Deci problema este la ei. Voi. Doamne, cât de frumos este. Deci, într-adevăr, voi ați fost într-o relație sau posibil într-o altă viață. De ce? Pentru că voi deja aveți aici regina și regele de monede. Una dintre cele mai frumoase perechi. Voi, cavalerul de bâte, aveți momente de gelozie sau momente în care pur și simplu blocați chiar și voi uh, drumul către această persoană. Deci ar fi bine să, să nu mai călătoriți sau să nu mai faceți drumuri către acea persoană. Da. Este un fel de a te opri din comunicare pentru a lăsa claritatea persoanei respective. Ce vrea să-mi spună moartea și turnul pentru persoana respectivă? Davolul. Persoana respectivă are obsesie, o adicție către ceva. Dacă nu se clarifică niște lucruri cu persoana respectivă, nu puteți intra în acest tip de relație. Și e posibil, într-adevăr, să existe o conexiune foarte puternică cu voi. Voi sunteți o energie de foc. Dar este, o este ceva la care poate este teamă. Cum aș mai vedea -o aici? Este foarte frumoasă etalarea atunci când o privim din alt punct. Deci, tu, berbec. Dacă ai avut pe cineva și te-ai despărțit de acel cineva, poate că persoana din trecut încearcă să te contacteze sau îți trimite mesaje, dar tu în momentul acesta ai o adicție, n-aș spune o adicție, ci pur și simplu îți place cu tot un alt cineva. Ai suferit foarte mult din cauza acestei persoane. Persoana cealaltă îți trimite mesaje, dar tu nu le mai iei în considerare pentru că a apărut altcineva în viața ta care de fapt ți-a trezit o conexiune pe care nu o poți explica. O mare iubire, ceva extraordinar de frumos. Îți este teamă să spui persoanei respective cât de mult simți acea legătură? Nu ai o comunicare, deci comunicarea respectivă nu este ceva la, la un nivel, cum să-i spunem, deci nu este liberă sau poate unul dintre voi îi este teamă să nu meargă această relație, să nu denatureze în altceva sau să nu fie înțeleasă greșit. Dar, de fapt, ceea ce există aici ca a doua persoană este, de fapt, dorința ta. Da, și este posibil, într-adevăr, să fie dintr-o altă viață. Și e posibil să fie o mare preotasă. Cineva care, posibil, să aibă o legătură foarte bună, um, să aibă o intuiție foarte bună, cineva care uh, are de-a face cu mesaje oculte, uh, cineva care studiază foarte mult și asta înseamnă pentru voi un, un nou început. Aveți impresia că poate nu veți găsi în acel ceva. Pentru mulți dintre voi e posibil să fie la o distanță mare. De ce? Pentru că aveți iarăși lumea aici. Deci o distanță extraordinar de mare. Dar conexiunea pe care o aveți aici este foarte puternică. Mergem la etalarea pe care o avem. Întalarea îndrăgostiților, să vedem ce avem pentru voi, ce vrea să ne spună. Știu că nu rezonează pentru toată lumea, dar cei care nu rezonați, chiar vă rog să încercați să vedeți și celelalte părți pe care le aveți. Pentru cei care într-adevăr sunt, care au aceeași zodie. Ia uitați-vă ce aveți! Persoana respectivă care intră în viața voastră, la care vă gândiți, este cineva cu care ați fost într-o altă viață sau chiar va rămâne în această viață. Dar pentru unii dintre voi poate nu, nu sunteți hotărâți, atât unul cât și celălalt. Wow. Ce vrea să-mi spună? deschis. Poate că într-adevăr sufletul pereche este total diferit de așteptările tale. Mesajul acesta poate fi atât pentru voi cât și pe, pentru persoana cealaltă, în viceversa Ce am spus de past relationship. Deci este, o, este ceva dintr-o viață anterioară care trebuie să se încheie, este karmic. Iar aici o vedeți singur, aveți șase de cupe. Fie ați fost căsătoriți, fie ați fost într-o relație, iar acum reveniți. Fie va exista într-adevăr o reconciliere. Aștept mesajele voastre, la revedere, numai bine.